O Românie numeroasă și necunoscută. Sunt oameni pe care de obicei nu-i vedeți la televizor, dar pe care vi-i arătăm pentru că sunt plini de viață, pentru că fac lucruri, pentru că ne pot inspira pe noi toți și ne pot da tuturor o speranță. Că țara asta are un drum dincolo de politicieni. Priviți! Care este povestea dumneavoastră? Care a fost primul contact cu farme? Cum ați ajuns aici și ce s-a întâmplat după? Cu cartea de muncă sunt de 23 de ani, dar pot să vă spun că am început să lucrez în farmec de când eram mic. Și veneam în firmă, vedeam ce e pe aici și mă apucam acasă să lucrez în baie și să fac niște combinații. Așa de mult îmi plăcea. Asta e unul dintre secrete. Să faci ceea ce îți place. Un sfat din partea antreprenorului. Ce ar trebui să știe cineva care vrea să pornească un business și să ajungă la nivelul acesta, să fie cel mai bun din piață? Cred că, în primul rând, trebuie să te caracterizeze modestia. Cred că a început ca o necesitate de supraviețuire a familiei noastre. Am început prin a face articole decorative. Mi-aduc aminte de primele coșulete cu flori, primele balerine. Unde a început compania? Unde a pus prima piramidă? În grădina casei am început. Mi-aduc aminte ca și ieri, la 1 decembrie 1990. Roboții au crescut foarte mult productivitatea companiei, dar asta nu înseamnă că nu sunt și pierderi. Randamentul în acest moment este de 85%. Asta înseamnă că 15% din tot ce se fabrică se aruncă, fie că obiectele sunt fisurate, sunt ciobite sau chiar se sparg. Scopul este ca în următorii 3 ani, în domeniul ceramicii, mai ales aici la IPEC, să fie doar o singură farfurie, pierdere la 1 milion de produse. Vrem să facem asta ca să arătăm tatălui, uite că se poate, niște copii au început dintr-un garaj și au ajuns să-și facă fabrică. Când ai spus celor apropiați, familiei, prietenilor, că tu ai de gând să reînvii Pegas, ce ți-au spus? Care a fost reacția celor de lângă tine? Lasă prostiile, haide că astea sunt așa, vise. Destul de sărac, îmi amintesc episoadele când mâncam pâine cu unt și cu muștar. Cei de la Microsoft te-au agățat, te-au luat către ei. Cum a fost povestea asta? La început am crezut că e o glumă. Șeful lui a văzut potențialul uriaș și l-a împins pe Ciprian să intre în mediul antreprenorial. Îți scriu un cec în alb. Tu scrii suma care o vrei și începe și tu ceva. Cu 30.000 de dolari, cred că am început lateral la început, într-o casă, o cameră micuță, nici pavaj n-aveam, deci era pământ pe jos. Sergiu Voicu, povestea, ultima poveste, am văzut doar un fragment, eu mi-aduc aminte. Domnul are poveste senzațională. La un moment dat a fost pe fundul prăpastiei. Și este un om total necunoscut, n-am mai apărut niciodată la televizor, n-am mai apărut în alte materiale, l-am descoperit și l-am adus în fața noastră pentru că avem nevoie de astfel de exemple. De oameni care reușesc din nimic, oameni care au trecut prin perioade foarte grele și reușesc nu doar să fie foarte buni, dar să fie lideri mondiali pe anumite segmente. Iar domnii de la Alba sunt cei mai mari furnizori de lucruri de pus pe masă pentru IKEA, din lume. Deci ei fac cele mai multe lucruri pentru IKEA, lucruri de pus pe masă. Și mai au câteva recorduri. Este cea mai tehnologizată companie din România, este pe locul 3 în Europa, au peste 250 de roboți și pe locul 5 în lume la câte farfurii, boluri și căni virează. Au făcut peste 600 de milioane de produse până acum.
Asta înseamnă că fiecare om din lumea asta poate să aibă acasă cât un astfel ceva de făcut la Alba Iulia. Exact, făcut la Alba Iulia. Nu se vede la televizor, e bine că nu se vede asta, dar sunt sigur că în discuțiile pe care le aveți înaintea filmării, după filmare, ajungeți să vorbiți despre politicieni. Ce zic oamenii ăștia despre politicieni? E foarte complicat. E foarte complicat, refuză subiectul. Oamenii pe care avem în campanie sunt acei oameni care nu au relație, n-au avut o relație cu statul, n-au avut contracte cu statul. Nu fac afaceri cu statul. Nu fac afaceri cu statul. Se feresc de politică. Sunt zeci de antreprenori pe care am avut aici la România Fast Forward și care n-au fost implicați în politică, n-au avut contracte cu statul și dacă participă la licitații, arată cu degetul modul în care a fost organizată acea licitație. Deci pe ei nu interesează subiectul politic și nu interesează politicienii, sunt probabil din categoria celor care spun lăsați-ne în pace. Și-au dat seama că merge mai bine dacă încerci pe cont propriu și dacă încerci să dezvolți o afacere fără a pune umărul, a te sprijini de cineva cumva. Domnilor, întrebarea e următoarea. Dacă țara asta are astfel de resurse, de ce încă ne mai încurcăm cu politicienii ăștia? Păi da, ăștia, politicienii ăștia, îi mermelesc. Nu mă refer la partidul care e la putere sau partidele care se... La toți, e vorba. De ce crezi că oamenii ăștia nu vorbesc de politicienii ăștia și ei sunt interesați de politicienii ăștia? Cred că anul ăsta au fost dați și ei peste cap de acești politicieni. Când te uiți, tu toată ziua muncești și rubăiești, faci cea mai mare creștere economică din Europa și vine unul și zice, ia, infractorile care nu plătești, că te mai radio acum și îți mai bag niște taxe. Ce ar mai fi ceva? Ei știu foarte bine comportamentul politicianului român. Întreabă-i cu câte controle s-au trezit pe cap așa venite din senin. Întreabă de câte ori au venit politicienii ăștia și le-au cerut bani. Bă, dar voi la campania electorală nu contribuiți cu ceva? Nu vrei să vezi un ANAF la tine în firmă 6 luni? Cel mai lung control record de european de stat al ANAF-ului la tine în firmă și așa mai departe. Și asta se întâmplă, că în momentul în care ei devin atât de cunoscuți, fiscul se duce un pic în vizită la ei să întrebe... Sunt o vacă foarte bună de mulți. Deci oamenii care muncesc în țara asta, noi vedem la radio în fiecare dimineață am senzația asta. Oamenii care muncesc în țara asta, mă, parcă sunt puși la zid. Dar nu sunt puși la zid de conaționalii noștri, pentru că eu cred că românii sunt niște oameni foarte muncitori. Sunt puși la punct de statul ăsta. Deci cum te-a văzut că te-ai ridicat? Vine statul să-ți mai facă ceva. Ori că vine la pe plan local să-ți facă o răutate, ori că vine statul central să-ți facă una de asta mare de tot și așa mai departe. Oamenii ăștia sunt niște eroi din punctul meu de vedere. La cum au reușit să-și conducă companiile într-un mediu de afaceri care, să mă ierte Dumnezeu, nu e foarte prietenos. Singurul mare avantaj pe care l-au în economia asta din România și care va fi oarecum stopat acum și asta e o discuție separată, e faptul că au o forță de muncă mai ieftină decât în alte părți. Dar în rest, ăștia o să șurubărească acum între Crăciun și Anul Nou probabil, să-și facă grilele de salarii și bugetele, exact, apropo de forța de muncă, nu știu că să-și facă planul pentru anul următor. Ne spun, atâtea schimbări sunt în partea asta fiscală, încât nu știu cum să-și facă planul. Peste o lună, nu pentru anul următor, pentru următorii 5 ani. Nu știu cum o să fie salariile, cum o să fie contractele. Ce ați făcut voi e foarte important și foarte bun, pentru că noi trăim în România într-un mediu în care avem ura asta, avem darul ăsta de a ne critica, de a ne spune lucruri rele. Foarte rar ne valorizăm între noi. Oamenii ăștia muncesc. Oamenii care sunt angajați la infirmă sunt convinși că muncesc și cineva din când în când trebuie să le spună, băi, ai făcut o treabă extraordinară. Și mai e ceva. Care este fast forward-ul pe repedele înainte, dacă vrei, din această campanie? E comparația cu România cealaltă, să spunem. A celor care, într-adevăr, fac fraude, care fac afaceri cu statul pe bandă rulantă, clientelar și așa mai departe. De-aia e cumva pe repede înainte. Ei îți arată că se poate, dar în același timp îți dau și imaginea cât de departe sunt și cât de diferiți sunt față de ce se întâmplă. E, să ne imaginăm acum cum ar fi, dacă toată economia ar fi trasă în ritmul ăsta de oameni de acest tip. Tu, aminte, numai ziua de ieri, știți ce a spus ministrul muncii, doamna Alia Olguța Vasilescu, a spus, păi, ăștia care își pun fabricile numai lângă autostrăzi, dacă e posibil așa de un loc să se ducă în Moldova. Din cauza multinaționalelor, nu există forță de muncă, nu există locuri de muncă în Moldova, pentru că s-au dus după autostrăzi. Domnilor, vă mulțumesc mult. Pauză și ne întoarcem cu Cristian Tudor Popescu. Rămâneți cu noi.